Bună ziua! Suntem de la Edith Ocnița și oferim serviciul Flori pentru tine. Doamna Zinaida, cunoaștem că astăzi este ziua dumneavoastră de naștere și cu acest prilej, cele mai scumpe și dragi persoane au solicitat o surpriză pentru dumneavoastră ca să vă aducem aceste flori. Țineți! Și vrem să vă spunem că cunoaștem că o fică vă este alături și nepoate, dar o fică vă este la depărtare, la Moscova. Și cu acest prilej ea ne-a expediat un mesaj pentru dumneavoastră. Astăzi, de ziua matale, noi ți aducem în dar toată dragostea și recunoștința noastră. Ești cea mai dragă, cea mai scumpă ființă din lume. Ești lumina ochilor noștri, ești zâmbetul și speranța noastră. Ești cea care, frământată de gânduri și griji, mereu ne porți în gând și în suflet. Scumpă mamă, să știi că ne rugăm Domnului pentru sănătatea matale, pentru că în inimă să ai doar bucurie și să te simți liniștită și împăcată cu destinul nostru. Îți mulțumim, dragă mamă, pentru că ești în viața noastră, pentru că ne aștepți mereu cu dor și ne întâmpini cu cele mai calde îmbrățișări și lacrimi de bucurie. La mulți ani, mamico! Acest mesaj este semnat de fica dumneavoastră Tatiana și de fica Svetlana, de generii Roman și Gheorghi, de nepoată Olesea, pentru care sunteți o mamă, și de la Ianăc, nepoțelele Violina și Arina, care cu toții vă iubesc foarte mult. Vă mulțumesc frumos, le mulțumesc la fete. Dar eu și-a tare am vrut să o văd acasă și dacă n-are cum. Doamna Zinaida, pentru că astăzi este ziua dumneavoastră și toate dorințele sunt auzite de sus, să știți că ele se îndeplinesc. Și iată, acuș, aveți posibilitatea să vorbiți cu fica dumneavoastră. Ia, de ce nu prin telefon? Că emoții. Scumpă mamicuță, te felicităm cu ziua de naștere, îți dorim mult, mult sănătate. Noi te iubim tare, tare mult. Vrem ca, în primul rând, Domnul să ne dea mult, mult sănătate. Și întotdeauna așa lângă noi. O să ne rugăm de atât că ai făcut tot timpul și pentru noi tot, tot, tot. Să fii cerul senin și dumneavoastră tot vă mulțumim mult că aveți așa o emisiune. Noi cu bărbatul ne sculăm dimineața cu dumneavoastră, ne culcăm cu dumneavoastră, aduceți multe lacrimi de bucurie în toate familiile. Totuși, cred că meritați o notă de 10 cu plus. Scumpa noastră bunicuță, vrem să te felicităm cu ziua ta de naștere, să-ți dorim multă, multă sănătate, în primul rând sănătate, mereu cu zâmbetul pe buze să ne întâlnești acasă, să ne aștepți. Acesta este cel mai mare cadou de la Dumnezeu, să te vedem alături de noi sănătoasă. Aș vrea să-ți mulțumesc din inimă pentru tot ce faci pentru noi, pentru educația care mi-ai dat-o, pentru clipele care mi-ai fost alături, pentru toate sfaturile, pentru toate deciziile care m-ai ajutat să le iau corect și să-ți spun că ești cea mai scumpă persoană din viața mea. Te iubim foarte mult! Mulțumesc frumos, frumos, din tot sufletul. Mai mare cadou nu-mi trebuie decât așa cadou scump. Fetele și nepoțelele lângă mine. Mă închin în fața ta, dragă mamă. Nu știu cum să-ți mulțumesc, scumpă mamă. Iartă-mă de am greșit, sfântă mamă. Te iubesc la nesfârșit, dulce mamă.
iubesc, scumpă mamă. Iartă-mă de am greșit, sfântă mamă. Te iubesc la nesfârșit, dulce mamă. Mă-nchin în fața ta, dragă mamă. Nu știu cum să-ți mulțumesc, scumpă mamă. Iartă-mă de am greșit, sfântă mamă. Te iubesc la nesfârșit, dulce mamă. Te iubesc la nesfârșit, dulce mamă.